Un cetățean turc ce se afla în tranzit prin județul Mehedinți a fost protagonistul unui eveniment care s-a încheiat într-un mod fericit. Acesta și-a pierdut portofelul ce conținea suma de 1200 de euro și 390 de lire turcești, care a fost găsit de jandarmi și polițiști și restituit. Întâmplarea s-a petrecut zilele trecute când patrula ce se afla în misiune în orașul Vânjumare a identificat un portmoneu pierdut în zona benzinăriei din oraș. Aceștia au efectuat verificările necesare, din care a reieșit faptul că în interior se afla suma de 1200 de euro și 390 de lire turcești, iar pe baza documentelor a fost identificat proprietarul, un cetățean de origine turcă. Patrula mixtă formată din polițiști și jandarmi, care se afla în misiunea de patrulare pe raza orașului Vânjumare, a identificat un portmoneu pierdut în zona benzinăriei din oraș. În urma inventarierii conținutului acestuia, colegii noștri au constatat că înăuntru se află suma de 1200 de euro și 390 de lire turcești, iar în baza documentelor de identitate găsite a fost identificat proprietarul, un cetățean de origine turcă. În scurt timp, acesta s-a prezentat pentru a intra în posesia bunurilor pierdute, care au fost restituite pe baza unui proces verbal. Patrula mixtă și-a continuat misiunea, iar cetățeanul turc drumul, nu înainte de a le mulțumi oficialilor pentru operativitate.